La Cluj-Napoca, trecerea drumului este taxată de cerșetori. Mai multe persoane care traversează o alee din cartierul Gheorgheni sunt zilnic abordate de oamenii străzi. Astfel, clujenii sunt nevoiți să le dea bani doar pentru a trece mai departe. Depășirea ALEI pune la încercare răbdarea locuitorilor și nu în ultimul rând le solicită buzunarele. Astfel, dacă vrei să treci mai departe, trebuie să plătești o taxă unui cerșetor care efectiv blochează drumul. S-a ajuns chiar și la situația în care oamenii preferă să scoată banul decât să fie nevoiți să se oprească și să respire mirosul greoi al gunoaielor răscolite de oamenii străzi. Deși primăria a inițiat o campanie de combatere a cerșetoriei, aceasta nu a schimbat cu nimic situația, astfel că numărul persoanelor care stau cu mâna întinsă după pomană este în continuă creștere. Cetățenii sunt îndemnați să nu dea banii cerșetorilor, iar panourile montate în diverse zone ale orașului reamintesc oamenilor acest lucru.